Începe mandatul Ana Enescu! Poartă pălăria asta. Bine că am scăpat de ea. Este foarte bun. Mulțumesc, draga mea. Hai, stai, așa ca să vadă ochii. Așa. Ok. Deci, avem un fermier șef nou, femeie. Am declarat oficial săptămâna matriarhatului și facem și schimb de roluri. Ce înseamnă asta? În această săptămână băieții au fiecare câte o misiune independentă la bucătărie. Perfecțiune! Doamne, ce pe gustul meu e! Fiecare băiat va face pe rând și acum am să-și împart misiunile. Augustin, da. La tine au ajuns cornulețele. În săptămâna asta faci cornulețe singur, fără ajutor de la niciunul dintre băieți și fără ajutor de la fete. Singura pe care o poți întreba dacă ai o nedumerire este doamna fermier șef. Ai aici rețeta. Dați rețeta lui Augustin. Dai seama că n-am mai gătit eu vreodată. Niciodată. Adică n-a gătit. Dacă îmi pui să-ți fac pulpe la ceaun sau o friptură în tigaie și cu niște cartofi prăjiți și o salată, da. Baza, na, cred că oricine a făcut, sau omletă, să zicem. Dar în rest, Deci, Augustin, cornulețe cu rahat. Nu mâncăm din ingrediente. Nu ne atingem. Nimeni nu are voie să mănânce din ingredientele pentru ce aveți de făcut. Am aici o prăjitură care cred că o să-i placă lui Andrei, el va face albă ca zăpada. Mie mi-a dat art. Eu am crescut cu albă ca zăpada. Cu această prăjitură, încă din copilărie, mama îmi făcea și mie și fratele meu, ne făcea albă ca zăpada. Când veneau sărbătorile, albă ca zăpada era nelipsită de acolo. Și acum, când am familia mea, soția mea face de sărbători, face albă ca zăpada. Piștereanu să facă eclere. Wow! Pare că... Stai că nu mai știu care sunt ale tale. Pe mine nu mă întreba că nu știu. Așa, și astea și sunt... Și ăsta mare e pentru Gabi? Imediat vă spun, acest coș imens pe care îl are Gabi în fața ochilor este misiunea lui. Trebuie să fac ardei umpluți. Ok. Fetele, ați schimbat rolurile. Voi nu mai aveți treabă în casă și la bucătărie. Voi aveți treabă doar în curte. Facem curățenia de sărbătoare. Vreau să strălucească această curte. Voi faceți treaba băieților. Voi duceți apă la vacă, voi duceți paie asta. Da? Deci da. Treaba fetelor. Da. Servitorii în acest matriarhat sunt băieții, toți patru. Adică, sunt servitori care nu trebuie să meargă la camera servitorilor, sunt servitori care nu fac nimic, să zic așa, mănâncă ultimii, nu. Sunt servitori la cheremul femeilor. Ce vor fetele să facă, aia fac. După proba asta, pe mine mă cam doar toate cele și spatele, am văzut că și Viviana se plânge de spate și alte fete de picioare, de suntem toate avariate. Și uite așa cum poate să vină oricând un masaj din partea lui Andrei Stoica, din partea lui Piștereanu, oricând. Am înțeles că trebuie să se supună băieții. Și ca să vă mai liniștesc la un capitol, nu dintre voi se aleg dueliști. Deci nu sunteți aruncați la bătaie voi băieții. Eu știu un singur lucru, sunt pregătit de orice. În orice moment, în orice secundă. Ana. Da. Ai vreo comunicată făcut fermei? Vrei să, nu știu, vezi mandatul ăsta? Da, eu mi-aș dori ca pe mandatul meu toată lumea să fie extraordinar de sexy. Sexy. Orice am face, bălegar, nu știu ce dăm acolo, adunăm ceva îmi place. Sexy. Și dragii mei băieți, de asemenea, aș vrea să fiți foarte jos sexy. Jos tricou. Am zis să fie sexy. Piciorul la vedere. Un pic mai pe lejer, așa, diferit. Știu, eu am văzut că deja s-au crispat ei, cum adică, nu știu ce. Dar până la urmă e mandatul meu, nu? Și dacă îmi doresc să-i văd pe ei la bustul gol și pe fetele mele crecișorii, așa, nu cred că e așa de grav.